Bănuiesc că ați studiat procesul verbal, supunem la vot. Dacă aveți obiecții. Acolo la Baciu. Dacă aveți obiecții. Pentru că nu sunt obiecții, supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Da. Toți. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Consiliul Comunei Bazani de Zator se convoacă în ședința ordinară din 12-11-2018, în sala de sală de ședința Consiliului Local, începând cu ora 12, următoarea ordine de zi. 1. Proiectul de prevedere privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiectul de prevedere privind încetarea mandatului de consilier local al domnului consilier Rafin Ozier Fred și vacantarea mandatului în cadrul Consiliului Local Bacău de Zbacău. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacani pentru 2018. Proiectul de hotărâre 4. Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în Comuna Bacău de Zbacău. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor de taxe locale, a taxelor speciale și a altor taxe locale pentru anul 2019. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe apse sau dimensiunile maxime prevăzute în legislația în vigoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu oferta în plic sigilat al spațiului cu suprafața de 20,22 metri pătrați, situați în satul Balcan, județul Bacău, punct, anexa 2, primărie, parte din domeniul privat al Comunei Balcani. 8 diverse. Da, trecem la punctul numărul 1 din ordine de zi. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Trebuie să plec de acum. Da. Vă rog să faceți propuneri pentru următoarele 3 luni pentru președinte la... Eu îl propun domnul Sofron. Da, domnul Ior Cornelu. Sunt alte propuneri? Da, eu îl propun domnul Ior Cornelu. Sunt două propuneri. Da, supunem la vot prima propunere. Cine este pentru domnul Sofron Constantin? Da, domnul Ungureanu. 4. Colegul meu, nu pot să fie la da. Da, trecem la punctul numărul 2 din ordinea de zi. Proiectul de privind încetarea mandatului de consilier local a domnului consilier Arte Mărgen Fred și vacantarea mandatului în cadrul Consiliului Local Bacan. Cred că aici nu trebuie să mai studiem. Da, ne pare rău. Sunt discuții. Nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacani pentru 2018. Da, vă rog, discuți. Păi vă scriu, am primit da, bani de la Consiliul Județean, 144 și cu 34 de mii. Că s-au mai luat bani, și bine au rămas, de la salariul 40 de mii. La cheltuieli de personal 25 și la protecția civilă, de la ISU, 11.110 milioane, de la dispensare, 40 milioane, că nu mi-a venit și parte. Viitoare ăștia s-au suplimentat unde ne-au fost nevoie, datorii. La tichete sociale, 10 milioane, am văzut, 100 milioane la cămini culturale, pentru cămini uitași, era 500, valoarea contractului 50.000 și poate 50 și ceva. Dar nu cred că-l termină. Izolează. Să mai fie o dictată cu eu, oricum am lăsat. 13.000 la cazator, cred că da, la biserici, 13.130 milioane. Am cumpărat cumpărarea biserica de la Rădatul Central. Trebuie să mai dăm diferența acolo și spavierii, pentru că avem o cerere
de la parieră țări. Vor niște parieră, unul pentru eu, nu acum, și vreau să facă sfințări. Da, alia casa pentru noi. Am făcut o șerie, noi am pus banii astea, dacă i-a aprobat, se vin, dacă nu. 10.000 de alte se vin, cu un cultur, religii, unor se vin. Deci, nu se va la două, că erau numai 50.000 de mari, la... Vreau să vă întreb la căminul de la Lugdaș, nu o sursă de încălzire? Cumva? Da? Sobi, da. La anul, bine, dar măcar așa, da. Că dacă tot e izolat și dar nu are o sursă de încălzire. Trebuie să vedeți bol, nu mai vedeți un înghet. Dacă e cazul, văd că am trebuit să încălzirești, e bun, e bun. Nu cred că sunt călzești pe spații pe domnul. Domnul o să poți să-l operează absolut temperatul jos pe mai. Mă gândeam la 7.000 de care am pus la drumul tot. Pentru datoriile la proiecte care au datorii. Ce au rămas deși? Rămâneau 121 de milioane, 1.200.000 în fondul de rezervă. E posibil să-mi vin în mașină. Acum iar am dat telefon la Iași cu contract, e semnat tot. Trebuie verificat și e posibil să vină mașina anul ăsta. Așa să avem niște bani pentru... Pompier, nu? Pompier, da. Da. Vă rog discuții la rectificarea bugetară. Doamna Mariana nu poate veni că are problemă. Da, nu e nicio problemă. Vă rog discuții. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Da, toți. Supunem la următorul. Da? Proiectul de hotărâre privind la 4, nu? Alocarea sumei de 60.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în comuna Balcan de Zbacu. Cred că am primit o fost mai puțin. Da. Da. Vă rog, discuții. Vreau să vă spun la ce ne-am gândit. Dacă sunteți de acord, dacă nu, de ce au mai crescut cu 200 de mai ani, pentru că au venit biserică care nu am venit preoță cu Colinda și cu Oratul. Ne-am dat bani, dulciuri, au fost de 200 de ani am trecut. Poate mai crește pachetul, prețul la pachet, grupuri de urători, badanare. Care vine, au fost 5 sau 6 echipe, după aia vin cu uratul, în aceeași zi vin cu uratul. După aia școlile. Da, sunt mai fac acum? Da. Da. Se fac și la frumoasă și la copii de la școală. Au venit și la Balcani. Se fac la Balcani, sigur, spun eu. Se fac și băieți. Biserica, am zis, dulciuri. Cam astea. Am făcut un plan, poate fi statul de plată și bani rămân. V-am spus să mai fie o rectificare de buget. Dacă rămân, ori în fondul de rezervă, ori vedem cât se cheltuie și ce se cheltuie. Vă rog, discuți. Domnule, dacă mi-ați bine aminte, anul trecut, la ce ați zis dumneavoastră, la Dulciuri, au fost vreo 100 de milioane. 280 toți banii. Nu știu cât au fost. De asta am spus. 280. Da, 280. La Dulciuri a fost 180 de milioane. Bun, da. Și dacă v-ați încadrat cu 280, acum trebuie dublu și... Eu v-am zis că am trecut, n-am prins preoții care și grupurile de la Arhui care vin cu Colinda. Nu le-am prins. Vin și anul ăsta, a fost anunțați. Mi-am trezit chiar și cu grupuri de bătrâni da. Care... Da. 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 Dacă se cheltuie, se cheltuie. Dacă nu, nu-i prindem. Nicio problemă. Prindem cât spuneți. Eu m-am gândit, de erau bani, am prins. Mai creștem prețul la dulciuri, creștem, dacă nu lăsăm tot că am trecut 20, că nu poți exact 20, că nu poți stai un napolitan, nu două. Poți fi 21, 22, 25, dacă vreți mai mult, nu știu. Cum credeți dumneavoastră? Noi am pus o sumă. Da. Deci am trecut sau cheltuit 280 de milioane? S-au cheltuit, cred. Odată. Dar s-au cheltuit mai mult de două. Da, deci sunt state de plată la, pe orice ban cheltuit. Facturi la orice marfă vată. Noi nu le putem vedea.
Cum? Cine zice? A fost la contabil? Da. Și nu m-au dat factura de la Dorciuri? Eu n-am văzut. Ați venit în Consiliu, de-aia țin minte, au venit în Consiliu și erau 130, nu 180. Eu așa mi-aduc aminte. 180, 180 au fost. Eu știu de 130, nu știu de ce. Eu vă consiliez să mergeți la doamna contabil și vă arăt că nu avem... Ce ați zis? Vă... Consiliați? Da. Atunci, vă invit să mergeți. Așa, mă sfătuiți. Da, să mergeți la doamna contabil. Da, dar nu, să... nu are ce să le ascunzi, până asta, nu lucrăm cu banii. Da, mie mi se pare mult. Bine că ne-am mai pus pe noștri care am dat dus la noștri. Eu propun să fie suma de anul trecut, să încercați să vă încadrați în suma aia, pentru că 600 de milioane sunt o grămadă de bani. Și nu știu dacă astea ar trebui să fie niște chestii simbolice, nu să vină lumea aici la pomană. Că tot din banii lor le dai. Din banii comuni. Da. Nu te hazardezi să cheltui mai bine de jumătate de... Păi nu, da, te hazardezi să cheltui mai bine de jumătate de miliard cu sărbătorile, când țara arde. Și da, să sunt alte comuni care chiar au un miliard și ceva pentru... Păi de-aia merge România cum vine. Merge bine din punctul unor no, dar, de exemplu, la Bucuieți, primăria plătește muzicanții. Da, dau 60 de milioane pentru muzică. Dar și aici, dar nu bun aici. Păi aia e, acolo se cheltuie mult, dar și dau. Știi că am plătit și mai muzicanți. Nu știu, nu știu, dar zic, adică eu zic niște... Muzicanți care au cântat la ăștia, da. Și ar fi bine și la noi, cât le ia la copii mult tare. Ca să plătești muzicanți, trebuie să emite o factură. Păi da, nu. Și cine e? Găsești tu când la noi? N-am nimic. Păi și acolo cum îți descurcă aia? Și eu aș de la ei. Sunt formații care au fapt. Păi dar cântă muzicanți de la noi? Au societate? Are două locuri care se de formații. Da, fac ei, fac ei cum fac, treaba lor. Nu. Dar n-ar fi rău să arătăm și noi. Îți pierd tradiții. Ieri am fost chemat la ocul. Îți pierd tradițiile și n-ar fi rău. Deci dacă alocăm o sumă mai mare, cel puțin să ajutăm atunci la formațiile astea care vin de dans. Dar cum dăm plâng? Gata, domnul Ferenț? Da. Domnul, eu am fost acum un an cu copiii la Dofteana, cu muzică, din cartier de aici, din Frumoasa. Domnul primar, o plătim muzica, pentru că copiii n-au bani. Da. Noi am fost mulțumiți când ne-au dat microbuz, că am fost primiți acolo. Nu, nu, zici că e vorba de factură. Cum s-o fac? Nu, i-am dat din buzunar. O dat din buzunar. Aha, aici, deci e vorba de noi. O zic, domne, nu am fost plătit să plătesc legal. Uite, iau din banii mei atâta tot. Deci e vorba tot de noi. Da. Nu, mă gândeam că la primarul de acolo. Nu, de aici nu-i dat bani. Și domnul nu-ți merge fără banii ăsta, nu-ți cântă degeaba. Dau. Și la repetiție am plătit ceva acolo, cât e ceva acolo, știi? Da, obligat, care face? Da, da. Și anul ăsta mă duc chiar, fac pregătire cu copii, nu știu ce formal mă duc. Da, eu mă referiam la cei care vin și... L-am luat pe Dămiel, care are societate și probabil o să-i plătească, o să dea factură prin societate. Am zis, băi, nu te mai obiți, decât când n-ai într-un magazin, n-ai nimic, trebuie să ai un document. Da, domnul Săfrăi. Da, eu aș zice că în momentul de față vin niște sărbători foarte importante, părerea mea. Să știți că și echipele astea care umblă sau vin de la comună sau vin de tot, fac o repetiție foarte acerbă și eu aș zice că chiar de-am prins mai mult noi, ca noi, primăria au prins mai mult. Doar banul are un document justificativ care nu neapărat să cheltuim. Nu neapărat să cheltuim pe toți. Dar ne vom trezi, copiii ăia fac repetiție, de exemplu, și cu capul ăștia fac o lună de zile înainte. Și plugușoare, și toate, și la biserici, da. Altfel, riscăm să pierdem obiceiuri care vin, ați văzut și nu am noi acasă, de la plugușor, polindă, capră, ceată, și eu știu, și cu diferite probleme. Eu zic că dacă am prins banul și rămâni, doamne, banul se va justificat. Deci nu... Și am dat înapoi la fondul de rezervă. Să trecem. Atât am. Da? Doamna Antonia. S-o acoperi ideea. Da? Da. Doamna Chira. Eu o singură problemă vreau să vă zic. Haideți să luăm ceva produse din asta dulciuri, dar să fie de calitate, așa, cât de cât. Le dăm un pic mai puțin, așa, dar să fie produse, nu de asta din aromi, nu de asta. Am trecut, am cumpărat de la Metro. Da, da, da. Da, bine că la Metro sunt și pietri care 2,50 lei, așa, și sunt și de alea de 50 bani. Chiar dacă dăm un pic mai puțin, luăm o ciocolată mai bună, care eu știu să aibă 70-80% cacaoului. Adică ceva mai puțin și mai bun și mai... decât calitate. Să fie... Da, calitate, exact, la asta. Da. Și
Adică da. Mulți să luăm cu fulet și eu știu, cu surprize, napolitane de-astea de proastă calitate, mai degrabă luăm mai puțin și o să fie mult mai... Da. Bănuiesc că ăștia care sunt din ei jumătate, care sunt foarte necăjiți și nu cred că nu le-au niciodată pe am, nu știu, un suc mai bun. Un suc natural, un suc, nu știu, găsim cu ciocolată. Deci, așa, așa, da. Atât. Alte discuții? Da, eu n-am reușit să duc ideea până la consul. Da. Da, văd că e foarte ușor să vorbești că nu muncești bani. Faceți cum vreți. Votați 600 de milioane, mai bine de jumătate de miliard. Problema a doua consta în faptul că eu aș vrea și mi-așa mi s-ar părea normal ca în plasa aia care o să o duceți la copii, la școli, să fie o hârtiuță pe care se scrie din partea Consiliului Local. Pentru că dumneavoastră mergeți cu domnul vice sau cu cine mai mergeți și toată comuna înțelege că le dați din salariul propriu sau ceva de genul ăsta. Și nu mi se pare normal. Doamnul Tehnicator, la când am dus în toate sările de clasă, ce am zis? Pachetul din partea cu aprobarea Consiliului Local. Am zis sau nu? Da. Păi nu e cu aprobarea, este din banii oamenilor. Din partea Consiliului Local. Dar nu din banii primarului. E din partea. Una e cu aprobarea, alta e din partea. Cu aprobarea Consiliului Local. Și cu aprobarea, dar din partea cui? La inițiativa primarului, cu aprobarea Consiliului Local. Din partea cui? Din banii lui. Hai, să punem la vot. Deci avem două... Nu. Sunt, avem propunerea domnului primar și propunerea domnului Barnea. Propunem, adică să punem la vot propunerea proiectului. Așa, cine este pentru? Așa. Propunem, deci să punem la vot și propunerea domnului Barnea. Cine este pentru? Cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și altor taxe locale. Indicii de inflație, instalarea și taxe de anul trecut, taxe de discuții sau altor. Margareta, dacă aveți întrebări referitoare la impozite și taxe locale... Da, cred că fiecare a citit rapoartă. Da, am citit, da. Și trebuie aplicat numai rata de inflație. Am văzut, da. Și impozitul nu se va mări pentru anul 1 leu, 2 lei. Deci la... Da, am văzut. Dacă aveți discuții, adică aveți probleme. Întrucât bănesc nu aveți dus în discuții, că s-a mărit mai cu rata inflației și nu mai sunt așa. Dar da. Da, am văzut, da, da. Suprem la vot, cine este pentru? Da. Da, s-a terminat. Dacă n-ai mărit, nu mai ai. Proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifelor pentru sectoarea transporturilor rutiere cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe sau dimensiunilor maxime prevăzute în legislația în vigoare. Axe sau axe? Da. Da. Ne-ai explicat. Hotărârea aceasta deja există din timpul anul trecut, s-a modificat, dar în ordonanța 43 pe 1997 s-a modificat în iulie 2018. Și s-a schimbat la sancțiuni, aici în lege, din procente, am explicat de domnul German. Dacă depășește cu 5% e o amendă, dacă depășește cu 10% și nu pot să stabilesc care 5 sau 10% sigur, sau 20%. Și am venit la nou proiect de hotărâri cu sancțiuni pe hotărâri. Și sancțiunile, cum la hotărâri de Consiliu, e maxim 2500 de lei, am venit cu sancțiuni între 500 de lei și 2500 maxim. Cu o depășit cu 10%, cu 5%, cu... nu contează, o depășit. E depășit. Oricum depășesc, dar nu pot să... Eu dacă nu am să-i cântăresc mașina, cu 5, cu 10, cu 20. E ok. Și...
Da. Nici nu pot să risc ca să dau amendă și să mă dea de cadă sau... După explicații de date, dacă aveți întrebări... Taxele sunt aceleași care au fost. Nu, eu am înțeles. Aveți întrebări? Nu. Nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cererile privind aprobarea încheierii prin licitație publică cu ofertă în plic sigilat a spațiului suprafață 20 de metri pătrat situat în satul Balcan, pe ajutor anexa 2 primării. Avem o cerere la o persoană din Frumoasa care vrea să închirieze spațiul a fost cablu pentru vrea să deschidă o frizerie. Cum? Nu mai să am înțeles că și ăla frumoasă deschide și cu lișucă. El dorește nu toată luna, două, trei zile pe săptămână să aibă un program și la frumoasă și la noi. Mi-a pus un preț aici 50 de lei, cred că cât îi costea. Și mi-a trebuit, mi s-a părut cam mare. Bună ziua! Preț, acum, ar fi mult. De 50 de lei pe pătrat pe an? 20 de milioane. E cam mult. 10 milioane. 10 milioane. A, 10, da. Din lună? Anul. An. Pe an, dacă... Îți dai seama că trebuie să tundă pentru aia și mai dă și impozit și mai dă și așa. Dacă mi se pare foarte mult. Nu, pentru că... Păi, chiar mi se pare mult. Nu știu ce. Da. Dar e spate, parcă. Dar și spate, dacă stă bun? Și de frizerie este nevoie în comună? Eu am adică... așa degeaba acolo. Nu degeaba, dar așa, mai... Nu știu, stabilim un preț. Da, da. Dar mi se pare mult totuși, nu? Îi trebuie și lemn iarnă și îi trebuie și plătești și lumină. 10 metru pătrat pe an? Ajungeam. Adică nu văd... Nu propun eu frizerie de asta. Dar dacă ar veni în rolul nu se plătească. Păi dacă vine... 500 de mici.60 de lei pe lună. Deci în 12 luni e 6 luni. Da, alte propuneri, ca să nu fie... Da. Să punem la vot. Dar propune eu un milion, deci nu-i mult nici un milion. Eu sunt de lei, pe... Da, pe lei. Da, acolo. Votați pe un sol, ca să nu fie. Da, ca să fie 10 luni. Să citu un sol. Da, nu mai fi luni. Ai 10 luni, trebuie să gândim la vreo. Dar gândiți-vă că trebuie și curent, trebuie și foc, și trebuie și... Face și... Da, sunt primar. Da, să fie curent. De 100 de lei pe lună ar veni 1.900 de lei pe an. Nu mă curent mai puțin, pentru că consumă mai mult curent. Supuneți la vot propunerea. Da, cine este... Ne supunem la vot propunerea 60 de lei. Cine este pentru? Da, las-o așa cu 60 de lei. Nici mă frumos. Bun. Dacă se nervează, ne pune 0. Cine da? Noi să ne pun pizza. Păi nică. Cunosc bine. Gata. Ștefan, dacă să ne vorbim de cum de la voie. Din 50%. Nu știu, habar n-am. Scaun. Da, trecem la divers. Hai că face mai rămân. Divers. Cine să scrie la voie? Eu. David Iosif. David Iosif. Cine? Eu am văzut cine David Iosif. Hai, lasă-ți după. Hai, lăsăm asta. E de frumos, a spui eu. Hai. Dar la divers. Cine? Așa, domnul... Da. Ar trebui da niște balasturi, jale până la schimb. Niște năsăpiduri. O trecut așa la dealul. Și n-am fost prezent din banii 60.000 de lei. Să facem și la o parte, că nu sunt mulți, sunt puțini bătrâni în sat care chiar au nevoie de niște înalturi, de lemn și ce se poate din partea primăriei. Eu m-am uitat de la Ghidionul în zona Sfântului, sunt 5 sau 6 persoane. Deci nu sunt mulți. E zona... De asta am ridicat problema și în trecut. Ar fi vreo 20 toată comună. Cum? Pentru? Căsuarul, da, ajutorul. Da, toată comună. E vorba de niște persoane care au numai ajutorul social și... Nu, și zbătrâni, au pistine, au 80 ceva de ani. Unul chiar au căzut, mi-au zis, unul a căzut jos, au dus ei. Nu au, sunt neputincioși. Hai să facem ceva și pentru ei.
Să ne ducem pachete sau ce? Pachete și ceva lemne, deci să facem ceva. Eu ajutorul, dar ajutorul cu încălzire în felul următor. Mulți mi-au spus și n-ar trebui făcută treaba asta, când vine ajutorul din încălzire. Și așa, izvai și amar de capul lor, îi oprim la care datorii sau ce are pe aici. Nu trebuie. Deci caseria într-o parte, da. Dar și împărți în altă parte. Nu se duce la caserie, nu stai decât caserul, îi dă banii. Omul, dacă de bună voie se duce, nu-i bagă mâna în buzunar să ia pe... Dar oamenii sunt mulțumiți că au făcut datoriile, da. Că ei nu vor, dar îi dă lemne, dar nu sunt... E foarte complicat să duci de un metru cub la fiecare lemne în poartă, la câte dosare sunt. E vorba, dar ei când vin și se spun că se depună cererii la noi, se depună o cerere la noi, se face un dosar care începe cu o cerere. Și acum poți să, ce durești, ori bani, ori lemnii. Nici unul nu a vrut lemnii. Dar se poate și asta, legea spune. Sunt două persoane la ghid, una au 96 și 95 de ani. Deci omul ăla nu poate vine nici măcar până la primărie. Sau sunt are ajutor social? Sunt. Atâta are un ajutor social. Deci în copii e bani pe lemn. Da. Deci sunt și în comună, asta sunt mai mulți. Nu calicim noi primăria Balcan dacă avem 10-20 toată comuna. Forma deci... legală, nu-i vorba de dat, că nu dau de la mine. Forma legală, nu se poate da, decât la ajutor social care statul îi dă. Da, nu poți. Am avut ieri asta 3 ore la audit cu domnul vice și cu doamna contabilă și am ridicat problema asta. Dacă are ajutor social de statul, dacă nu putem noi să le aprobăm lemn de foc. Dar prin alte forme. Eu am zis sub alte forme. Cum ducem, de exemplu, la o biserică și ar trebui să avem două... Avem aici așa două dispensaruri, iar la fel, ar merita duș acolo. Le-am dus. Ei, e foarte frumos. Am dus la biserici, le-am dus la dispensari, cum nu? Am dus la bătrâni, de câte ori facem curățenii la defrișări pe marginea drumului, toate lemnele duc la bătrâni. Am bătrâni care duc 20-30 persoane. Așa suntem din ce în ce mai puțin. Când mai scapă câte unul, e bine să vii să-mi spui, decât să-mi dăm pe Facebook, e bine. Eu am sunat de 4 ori, n-ați răspuns. Pe mine, dar uite, telefonul ești, dacă tot... Sau arătă mâine, mai sunat. Eu nu există. La mine oricare sun, chiar dacă sunt într-o ședință, de acolo am închis. După mă uit și sună înapoi, chiar de cunosc numărul. Și sunat cu prins. Cunosc numărul sau nu. Nu mai sunat. Și nu era greu, duc de la mine o căruță de lemn, dacă arătă cum mai era, deci, nu era un problem. Eu nu zic cu părere de rău, dar anul trecut la Schit a fost o singură naștere, anul ăsta am înțeles că 2-3, în 2-4 persoane și de ce să vă dați seama cu ăsta. Deci ajunge... Câteți doi? Domnul Gânga, dacă îmi permiteți. Da. Deci, atâta timp cât este o bază legală în care putem să cheltuim niște bani în sprijinul bătrânilor sau persoanelor nevoiașe, cu mare drag, ori de câte ori. Chiar și în anii din urmă, deci am pus, acum nu e o laudă, credeți că nu e o laudă și nici n-ar vrea să mediatizăm acum evenimentele. Deci, am pus bani din buzunarul meu, am făcut cumpărături, eu cu domnul primar. Pachetele care le-am dat la bătrânii anul trecut, la 80 ceva de oameni, salariul meu și al domnului, ce nu din banii pe bugetul local. Și chestia asta am făcut. Dar mi-ar face plăcerea, vă știu dar eu din consilier. Da, nu este comandă. De exact, sau de grupul ăsta de consilier, o făcut. Dar dumneavoastră credeți că eu n-am dat, nu? Credeți că n-am dat și nu m-am implicat? Da, dar știți cum e. Dar diferența dintre un viceprimar și un consilier care? Viceprimarul, eu mă uit la domnul Barna, are 3 copii și trăim și noi cum putem, nu? Și totuși se găsește soluții. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să găsească soluția. Noi venim și spunem. Și luăm în calcul și ce spuneți dumneavoastră? Nu cred că mi-ai zis vreodată ceva și n-am luat în calcul. N-am rezolvat problema. Spuneți, ți-am sat să vreau să rezolv. În afară de drumul ăla care nu pot lucra la el, fiindcă e în garanție. Am vorbit cu constructorul, ne-am dus la fața locului, depară el, acolo la picăță restul, ce mi-a zis, am de... Când posibil și legal. Și când iasă de la primăvară sau când iasă de garanție drumul la care eu. Da, dacă păi, hai, acum dacă dumneavoastră tot ați luat, nu mai ridicam problema la groapa aia care rupt acolo.
Dacă un drum e garanție și s-o rupt în garanție, îl lăsăm până când trece garanția. Nu trebuie să fie. Deci nu vine ei să-l facă. Acolo la titel e jale, domnule. Au venit sau... Și-o plecat. Deci, scurt. Deci nu-i vina dumneavoastră. Dar nici măcar, să zicem, hai, eu m-am uitat dacă... M-aș apucat dumneavoastră mie când eu țevrierea să nu se rupă tot drumul și când îmi răspund eu. Dar nici nu se poate lua, da? Asta mi-e frică, nu da, să fac să vină ei, când fac eu și fără să vină ei. Mi-e frică acolo, a fost nu știu câte ori. Păi e greu, am gândit. Eu sunt o problemă care da. Dar dacă putem... Ne-am gândit cu domnul primar acolo la fața locului să facem, să intervenim, cum spunea el. Să facem vreo atac pe dincolo. Dar și drumul ăla de marginea Poreului, ați văzut că nu este rumegușca acolo și mai este... Nu, se devine circulată de partea. Tot e de acolo. Și-a dat la timp cât... Dar am zis, măcar acum în iarna asta, tu, domnule, două, trei roabe din balastru, măcar tot. Din balastru. Alte probleme? Altceva la divers, cu, am cu stație. Ședința trecută nu a fost difuzată. Pici motiv? Deci noi suntem un consiliu. Noi suntem un consiliu local, după ce spuneți dumneavoastră, care avem o secretară și 15 consilieri, inclusiv domnul viceprimar. În momentul domnul când... Domnul Caraiman, bun Caraiman. Nu, eu înțeleg. Nu are nicio vină. Dar în momentul când se discută ceva, cred că nu avem nimeni ceva de ascuns. Da, domnul Petrică. Și atât, aș vrea să dea ședințe. Să dă toate ședințele. Asta n-au dat-o. Am vorbit eu cu domnul Eugen Sinodea. Și vă spun și de ce. A doua zi, parcă după ședință, a adus CD-ul. Nu eram aici, iar vă predat doamna secretară. Doamna secretară, următoarea zi mi-a adus. Mi-a lăsat pe birou. A făcut o glumă. Eu sper să fie glumă și l-a luat. Dar asta nu înseamnă că de asta, că nu mai e posibilitatea să-l dă. Nu a dat alt CD. Dar să apară CD-ul ăla înapoi. Și eu bag mâna foc că dumneata știe de unii CD-ul. Că imediat ai venit și ai zis că, nu știu, poate greșesc. Imediat ai venit la mine și ai întrebat de CD. Dacă, sau poate s-o nimerit. Dacă dumneavoastră... Eu am zis că e o glumă. Poate dacă ceva dumneavoastră m-a acuzat că știți nu de acuz. Am zis, poate s-a făcut o glumă. Am zis de la început chestia asta. Eu m-am... Nu fost foarte aglomerat. Atunci de la CD-ul, bineînțeles, da. Eu am fost informat pe sursă directă că nu se difuzează. Dar dacă vreau să vizionez ședința, mi-a spus să vin la primărie, da, îi la primărie. Deci, da. Deci asta, că e la primărie. Deci asta am primit-o. Eu am voie să văd oricând. Oricând am voie să văd. Și mi s-a spus că nu se difuzează. De unde știu, a zis că să rămână așa. Nici nu mi-a spus că dumneavoastră ați pus problema să nu se difuzeze. Mi s-a spus că problema... Se difuzează, că nu e mie... dacă ar fi fost o ședință, nu. Nu a fost cu scânteni. Problema, să vă spun ce s-a întâmplat după aia, că nu a venit. Trebuie să trebuie să rămâne. Am înțeles că o cumpărat, vrea să ia de la oameni acum. Firma, cum îi spunea, vrea de la oameni. Ce să iei? Terenul poate să nu poate să vină la noi. A pierdut 500 de milioane în piață. Eu zic, dacă ia de la oameni, nu mai strică apa prin frântâni, nu mai contaminează aia. Așa, mă, eu n-am vorbit cu ei. În momentul când mi s-a spus că nu se difuzează, nu a dat vina pe dumneavoastră. Cineva mi-a spus. Deci nici eu nu v-am acuzat. Acum dumneavoastră direct a spus că v-ați implicat din s-o difuzație. Da, a fost. Ei, a fost, a fost. Dar fapta cu că știu că s-o curat sau de aici... S-a mai sunit că imediat ai venit tu, râzând că... Deci nu s-o difuzat. Era după 3 zile. Da, trimise. Da, eu ce zic? După 3. A venit a doua zi sau a treia zi, dator, nu eram, n-am asigurat. Dar mi se pare corect, totuși suntem aici să știm. Da, o difuzează. Deci nu poți să nu mai fii ideal. Să nu mai filmezi deloc, eu așa zic. Nu există treaba asta. Dar de ce să nu există? Nu există. Păi eu chiar aș vrea. Nu, în toate comunele se filmează, trebuie să fie transparență. Ai transparență, n-are ce să fură, n-are ce să discuta. E foarte bine că avem discuții în ședința consiliului local. Hai, stai, mai schimbăm subiect, altceva. Care mai are? Cine mai este? Altul. Eu am terminat. Referitor de exemplu cu pachete.